Tinerii până în 35 de ani care primesc teren de la primărie pentru a-și construi o casă nu vor mai avea dreptul de a vinde elevația cui vor, ci doar celor care au dreptul prin lege să primească teren de la municipalitate. Dacă renunță la concesiunea terenului, atunci acesta revine în mod obligatoriu autorităților locale. Consilierii locali au adus modificări ferme modului în care tinerii pot concesiona terenuri de la municipalitate pentru a-și construi o locuință. Modificările vin în contextul în care, în mai multe cazuri, aceștia au renunțat la terenurile concesionate, dar au vândut elevația construcției către persoane care se pare că nu îndeplineau criteriile de eligibilitate. Acest lucru nu va mai fi posibil odată cu noile modificări. Vreau să vedem, să ne inspirăm puțin și din țară și să avem prins ca niciun teren dat la legea tinerilor să nu mai poată fi dat înainte sau altora care nu îndeplinesc condițiile. Da? Deci să găsim o variantă legală prin care terenurile date tinerilor și pe care nu construiesc sau nu reușesc să construiască, soluția legală să întoarcă înapoi la primărie. Din start să prindem, vedem ce au făcut și alții în țară. Da, poate ne ajută și domnul Color care s-a ocupat de problema asta, dar soluție legală, terenurile, să încheiem definitiv cu această problemă. Principalul inițiator al acestor modificări, consilierul local Eduard Color, a cerut expres ca cei care au declarat pe propria răspundere că nu au mai deținut sau că nu mai dețin alte terenuri să poată fi controlați de către reprezentanții primăriei. Știți că se depun niște declarații pe propria răspundere, că nu au mai avut terenuri, familiile ei și așa mai departe. Aș vrea să fac o comisie în cadrul primăriei care să verifice aceste declarații pe propria răspundere. Da, poate să facă niște cereri foarte simple la catastru și se pot vedea dacă au mai avut terenul sau nu. Pentru că oricine poate să vină să declare, domne, n-am mai avut terenul, eu, familia mea și mai departe, și să ne trezim după aceea că de fapt au făcut un fals, ei să aleg un dosar penal și noi ne alegem cu altă minune că n-am verificat lucrurile astea. Consider că ar trebui făcut acest lucru și că în acest regulament, având în vedere și completarea pe care a solicitat-o dumneavoastră, care mi se pare foarte bună, să facem încă o completare. Sau dacă există prevăzut în acest regulament, eu unul nu am văzut. Știu că domnul Cârjan parcă a propus data trecută, dar eu n-am văzut acest lucru. Aș vrea să ne aplecăm un pic cu atenția asupra acestui fapt. Legea terenurilor pentru tineri, inițiată de fostul parlamentar mehedințean Mihai Stănișoară, dă dreptul acestora să concesioneze teren de la primărie pentru a-și construi case. Legea poate fi completată cu regulamente ale administrației locale unde se implementează proiectul. Eu vă propun, pentru a-l îmbunătăți, să numiți o comisie din cadrul Consiliului Local care să facă această propunere, să-l analizeze și să facă propunere de îmbunătățire. Pentru că se va întoarce aici, în Consiliul Local, să primească votul Consiliului Local. Dacă nu faceți pasul ăsta, o să vă ciondăniți și la ședințele următoare pe acest subiect. În noul regulament se stipulează în mod clar imposibilitatea vânzării fundațiilor sau elevațiilor către terții care nu au acest drept prin lege, iar terenurile celor care nu își construiesc casele vor fi trecute din nou în posesia primăriei și realocate următorilor pe listă, așa cum este prevăzut în lege.